Un alt aspect foarte important despre care cu siguranță este necesar să-ți vorbesc și ți-am amintit puțin și mai înainte despre el, este faptul că cei din jurul tău, familia, prietenii, partenerul de viață și alți oameni care te înconjoară, nu-și doresc ca tu să te schimbi, pentru că asta ar presupune și din partea lor un efort de adaptare la tine. Și lor le este teamă de schimbare, și lor le este teamă de necunoscut, și își imaginează că ar pierde anumite privilegii sau ar pierde anumite lucruri care îi mulțumesc la tine în acest moment dacă tu te schimbi. Astfel că ei vor începe să te bombardeze, poate efectiv, cu anumite mesaje prin care să te nu intimideze, dar poate chiar să te facă să renunți la ceea ce îți dorești tu. Poate că vor încerca să te manipuleze sau să te șantajeze emoțional, să te facă să te simți vinovat sau rușinat pentru că tu îți dorești să fii ceea ce vrei tu să fii. Și dacă tot am vorbit mai înainte de egoism, oare nu asta este egoismul în formă pură? Ca eu să-ți cer ție să trăiești așa cum îmi doresc eu, ca eu să nu fiu nevoită să mă schimb pentru tine sau să mă adaptez la tine? Oare nu este egoist momentul în care eu îți cer ție să renunți la tine, la visurile tale, la obiectivele tale, la ceea ce te face pe tine fericit și împlinit, ca să-mi corespunzi mie și ca să-mi satisfaci mie nevoile și dorințele? Vezi, asta este de fapt diferența între iubirea de sine, și anume faptul că eu îmi doresc pentru mine mai mult, și egoism, momentul în care eu îi cer altuia să facă pentru mine ceva ca să-mi creeze mie un anumit confort.